La nivelul județului Călăraș, la prima probă a evaluării naționale s-au înregistrat 321 de absenți. Astfel, din cei 2413 candidați înscriși, s-au prezentat la testare doar 2029. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, examenul s-a derulat fără incidente, nu au existat elevi eliminați sau elevi cu febră, însă la această sesiune nu au participat doi elevi, unul fiind infectat cu noul virus COVID-19, iar cel de-al doilea aflându-se în izolare. Cei doi elevi vor susține examenul în sesiune specială organizată în perioada 22 iunie-4 iulie. Lucrările elevilor au ajuns cu bine în județul evaluator. Miercuri 17 iunie, elevii vor susține proba la matematică, urmând ca primele rezultate să fie comunicate luni 22 iunie până la ora 14 în centrele de examen. În toate centrele de examinare a existat monitorizare din partea Inspectoratului Școlar Județean Călăraș sau de la Ministerul Educației.